Durerile de spate extrem de supărătoare vin adesea de pe urma unei hernii de disc. Cum poate fi diagnosticată și care sunt metodele prin care vă pot ține departe de operație? Aflați din rubrica Tinerețe fără bătrânețe. Durerile de spate aduc din ce în ce mai mulți pacienți în cabinetele medicale, iar hernia de disc este în multe cazuri responsabilă pentru ele. Această afecțiune apare însă în timp. Inițial, suferința discului se referă la deshidratarea lui, la lipsa de elasticitate și de aici se ajunge la crizele de lumbago-lumbalgii, înțepenelile acelea dureroase de la nivelul zonei lombare. Iar dacă această deshidratare se însoțește de ruperea unui fragment din disc și deplasarea lui către rădăcina nervoasă, atunci se petrece hernia și durerea de la spate coboară pe picior. Dacă acum câțiva ani, media de vârstă era undeva la 45-50 de ani, astăzi tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu hernie de disc. Cele mai predispuse la această afecțiune sunt persoanele care stau foarte mult la birou. Apare indiferent de vârstă, apare la tineri, mai ales cei care au foarte mare încredere în ei, pentru că pe lângă deshidratare, uzură, lipsă de mișcare, curajul acela nebunesc al tinerilor de a ridica greutăți prin aplecare, a purtare greutăți, toate aceste acțiuni intempestiv făcute, fără pregătire, fără forță musculară, fără atenție, poate să ducă la deplasarea, alunecarea întregului disc. De aceea, un diagnostic cât mai corect este pus în urma examenului RMN. Din punct de vedere imagistic, pe RMN se vede exact stadiul în care se află hernia, adică distrugerea care are loc la nivelul discului intervertebral. Cât este de mare, în ce proporție afectează sau nu o rădăcină nervoasă. Nu întotdeauna se ajunge la operație, spun specialiștii. Sunt din ce în ce mai multe metode care ne scapă de cuțit. Exercițiile de fizioterapie pot întări musculatura, astfel încât să prevină deplasarea fragmentului de disc. Ele pot fi învățate la o sală de gimnastică, de kinetoterapie, sub supraveghere și pot fi executate acasă. O altă metodă benefică este ozonoterapia. Ozonoterapia, prin efectul antiinflamator, reduce această inflamație de la nivel local, determinând o ușoară decompresie care are loc la nivelul nervului. De asemenea, înotul sau mersul pe bicicletă sunt recomandate, fără a forța însă, prin mișcări fizice de lungă durată.